Salutare tuturor, eu sunt Midas și bine v-am găsit la Secretele Gazonului, emisiunea în care aflați de la firul ierbii ultimele noutăți din fotbal și nu numai. Săptămâna aceasta vorbim despre decesul lui Ilie Balaci, despre calificarea la Euro 2019 a Naționalei de Tineret, dar și despre superstarurile Messi și Ronaldo. Ilie Balaci, fostul jucător de legendă al Craiovei Maxima, s-a stins din viață ieri la doar 62 de ani. Minunea blondă, cum era supranumit, a câștigat 3 campionate și 4 cupe ale României. De asemenea, a ajuns cu Craiova Maxima până în semifinalele Cupei UEFA, unde au fost învinși de către cei de la Benfica. Atunci el a marcat un gol în meciul tur. Rezultatele au fost 0-0 și 1-1. Deci au fost foarte aproape de finală. Un lucru demn de menționat în amintirea lui este faptul că a fost unul dintre cei mai tineri debutanți atât în Liga 1 cât și la echipa națională a României. Vom păstra acum 10 secunde de reculegere pentru cel care a fost unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai României, lider la echipa națională și la Craiova Maxima. Ok, să trecem mai departe acum. Naționala României Under 21 s-a calificat la Euro 2019 după un meci câștigat împotriva celor de la Liechtenstein cu 4-0. Este un meci la care vloggerul Midas a fost prezent, iar voi puteți vedea vlogul chiar aici. Yanis Hagi s-a remarcat printr-un gol senzațional marcat dintr-o lovitură liberă. Este pentru prima oară după 20 de ani în care Naționala României atinge această performanță. Una incredibilă, băieți de vârsta mea, 19, 20, 21 de ani, unii 22 mă gândesc acum la Florin Ștefan. Sunt decise 10 echipe momentan, toate doar nume extrem de mari și urmează să se decidă și ultimele două participante prin meciurile de baraj disputate între Polonia și Portugalia, respectiv Grecia și Austria. Mai apoi se vor trage la sorți grupele și vom vedea cu cine vom juca. Trebuie neapărat să vorbim aici și despre influența lui Gheorghe Hagi, care prin academia sa a dus la crearea unor tineri jucători extrem de talentați. Dacă ne uităm la ultimele acțiuni ale echipelor naționale, Under 21 și de seniori, 18 jucători convocați au trecut pe la academia sa. Un alt lucru de menționat este inițiativa pe care echipa lui Răzvan Burleanu a avut-o, și anume cea a jucătorilor Under 21, deoarece așa foarte mulți jucători tineri au avut ocazia să joace meci de meci sau măcar odată la câteva meciuri prin rotație. Din sezonul viitor se dorește introducerea a 2 jucători Under 21 care vor juca titular meci de meci în Liga 1. Este o măsură, zic eu, foarte bună, dat fiind faptul că cea cu unul a funcționat și cred că astfel ne putem ridica din punct de vedere fotbalistic ca și țară. Real Madrid a înscris un gol. Știu, sunt puțin cinic acum, spuneam săptămâna trecută despre perioada proastă prin care trece această echipă. Au înscris un gol după 481 de minute, ceea ce este cea mai proastă perioadă fără gol din istoria acestei echipe. Precedenta era de 464 de minute și data din 1985. Seceta a fost încheiată de Marcelo printr-un gol în minutul 72. Din păcate însă nu a fost suficient nici pentru a aduce prima victorie după mult timp și nici bunăstarea lui Lopetegui, care are zilele numărate, sau cel puțin așa se pare. Deocamdată consiliul director spune că mai are șanse, doar că dacă se mai adună o înfrângere sau două, eu cred că își a rămas bun. Oricum, zic eu, e un lucru oarecum meritat, pentru că a lăsat Naționala Spaniei cu o zi înainte de începerea campionatului mondial. Sigur, nu refuz Real Madrid, dar în condițiile în care echipa ta națională are meci a doua zi și tu pleci, mi se pare de prost gust. Cristiano Ronaldo a înscris 400 de goluri în top 5 cele mai puternice campionate din Europa. Este primul care ajunge la această bornă și este un lucru demn de menționat și sincere felicitări, Cristiano. Messi, din câte știu, este la borna 390 momentan
se apropie și el, bine, e și mai mic decât Ronaldo. Că tot l-am adus în discuții pe Lionel Messi, acesta s-a accidentat în meciul contra Sevillei din campionat, a înscris un gol din afara careului, bineînțeles, pentru că în ultimul timp nu mai așa face, și a căzut apoi pe mâna dreaptă, ceea ce a dus la provocarea unei. Așadar, va fi indisponibil conform estimărilor momentane timp de 3 săptămâni, ceea ce înseamnă că va rata El Clasico de săptămâna aceasta, dar și meciul împotriva celor de la Inter Milano. Barcelona clar avea nevoie de aportul lui, vor trebui de acum să se descurce fără el. Și este, zic eu, un minus pentru fanii fotbalului. Rămânem la Leo Messi și discutăm despre o donație pe care a făcut-o alături de fundația sa, în valoare de 2,6 milioane de euro, în alte știri 2,7 milioane de euro, depinde de sursă. Acești bani s-au dus pentru finalizarea unui spital pentru tratarea copiilor bolnavi de cancer. Valoarea totală a investiției era undeva la 30 de milioane de euro, deci fundația lui Messi a contribuit destul de mult. Sigur, și Cristiano Ronaldo a făcut astfel de fapte în trecut. Din păcate pentru fanii lui Cristiano, care v-ați fi așteptat să vorbesc și despre el, vom discuta când va fi cazul și știrea va fi din ultima săptămână. Gibraltarul tocmai a ajuns la forma maximă a existenței sale ca echipă de fotbal recunoscută de FIFA și UEFA. Aceștia au câștigat două meciuri la rând, două meciuri oficiale, mai câștigaseră două meciuri amicale în istoria lor, dar acum au fost meciuri oficiale și au fost victoriile la rând. Au câștigat cu 1-0 împotriva Armeniei, într-o echipă în care era titular și Henrik Mkhitaryan, dar și cu 2-1 împotriva Liechtensteinului. Iker Casillas a fost provocat de către un cântăreț din Spania să posteze o poză în care mușca dintr-o pungă de plastic. Au fost provocați mai apoi, rând pe rând, fotbaliști spanioli sau mexicani, în funcție de caz, Andres Iniesta, Cesc Fabregas, David Villa, Santi Cazorla și Miguel Layún. Această campanie a fost inițiată de către National Geographic Spania, care vrea ca pe această cale să atragă atenția asupra poluării pământului cu deșeurile din plastic. Este o inițiativă foarte bună deoarece materialele plastice sunt pe locul al treilea în ordinea timpului de dezintegrare, după baterii și obiecte din sticlă. Practic este nevoie de undeva la 500 până la 1000 de ani pentru dezintegrarea completă a unui obiect fabricat din plastic. Pe această cale vreau să vă spun și eu să reciclați și să nu mai aruncați deșeurile pe unde nimeriți. Usain Bolt, atletul jamaican care a câștigat de 8 ori medalia de aur la Jocurile Olimpice, s-a apucat de fotbal. După cum e posibil să fie auzit, s-a antrenat în această vară cu cei de la Borussia Dortmund. Acum joacă la Central Coast Mariners în Australia și e echipa de pe locul 5. Campionatul nu a început acolo, dar au avut un meci amical contra unei echipe din Liga a doua, în care el a înscris 2 goluri. Events like that happen so close together. Usain Bolt now brings it down and hits it. And the Jamaican juggernaut scores his first goal for a professional side, and that will feel like gold. Come on. Dat fiind faptul că are 32 de ani, cred că această acțiune este una mai mult cu scop publicitar decât în scopuri serioase, să zicem așa. Probabil va mai juca câteva luni și asta va fi pentru el. Kevin De Bruyne a revenit pe teren după ceva timp în care a fost accidentat în meciul dintre Manchester City și Burnley. Toată această revenire a fost făcută într-un mod foarte frumos printr-un filmuleț postat de el pe Instagram. Yo, Kev, what you doing? FIFA. I'm bored, man. What do you want me to do about it? I wanna go back and play football again. You're fed already? Give me my shoes, man. I'm out of here. Catch. Thanks. În alte știri, Simona Halep este de 11 luni pe locul 1 WTA, ceea ce a dus premiul pentru jucătoarea anului. A câștigat anul acesta turneele de la Roland Garros, Shenzhen și Montreal și a fost în finală la Australian Open, Roma și Cincinnati. Este foarte păcat că noi, ca și popor,
Dăm foarte ușor cu piatra în oamenii care duc tricolorul pe cele mai înalte culmi ale succesului. Rising Star-ul de săptămâna aceasta este Nicolo Barella, un fotbalist de 21 de ani, ce evoluează pe postul de mijlocaș central la Cagliari, echipă din Serie A. Este cotat de către site-ul Transfermarkt la 30 de milioane de euro și este vânat de mai multe echipe de top din Premier League. Faza săptămânii, din nou, cred că am două. Una este cea în care Mățan îl lovește cu camera în față pe Florinel Koeman la finalul meciului cu Liechtenstein. Mă, Pablo, nu știu, Tudor Băluță, ce părere ai despre această calificare? Foarte frumos, foarte frumos. Ziceți, băieți? Iar în al doilea clip vedem un bătrânel englez care sărbătorește golurile echipei sale preferate în același mod de fiecare dată, purtând aceleași haine. Jucătorul pe care vi l-am arătat săptămâna trecută era Lorenzo Insigne. 14 dintre voi au îndeplinit corect toate cerințele și anume au ghicit jucătorul și mi-au scris răspunsul pe Instagram sau pe Facebook. Câștigătorul cartonașului semnat de către Dan Nistor este Andrei 041. O să te contactez, Andrei, și vom discuta despre cum îți voi trimite acel cartonaș. Săptămâna aceasta premiul va consta dintr-un cartonaș semnat de către Osman Viera. Am postat ieri un clip cu el, așadar puteți arunca o privire și acolo. Acolo sunt 5 cartonașe pe care eu le pun la dispoziția voastră. Trebuie doar să recunoașteți următorul fotbalist, mai apoi îmi trimiteți un mesaj privat pe Instagram sau pe pagina de Facebook, aveți linkurile în descriere, numele lui și intrați automat în tragerea la sorți pentru câștigarea acelui cartonaș de care menționam mai devreme. La întrebarea săptămânii vă cer mai degrabă un pronostic, cât credeți că se va termina El Clasico Real Madrid-Barcelona. Aștept răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii. Aici se încheie emisiunea de săptămâna aceasta, vă mulțumesc mult pentru atenție. Eu am fost gazda voastră, Midas. Nu uitați să dați un like acestui video, undeva la 600-700 de like-uri ar fi absolut incredibil. Și nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Mai jos aveți un alt filmuleț, iar în partea dreaptă puteți să apăsați pentru a vă abona în cazul în care nu ați făcut acest lucru deja.